Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi am venit să mai irigăm puțin salata. Am profitat puțin de vremea de afară că a ieșit soarele și este mai frumos, mai cald. Și haideți să vedem cum a mai evoluat salata între timp de când nu v-am mai arătat-o. Ia uitați! A dat și spanacul. Da, s-a mai mărit spanacul. Ia uitați! A crescut destul de bine. Ia uite sus spanacul. Salata asta nu-i merge deloc. Toate că este mai mare, dar nu faci diferență. Asta pare mai mare. S-a și îngălbenit pe margine. Da. Și cum arată salata toarec? E clar că nu-i merge deloc acelei salate. Uite salata. Frumos. A dat și spanacul. Aici. Aici a dat spanac mai mult, că mi s-a înfundat mie semănătoarea și am scuturat-o în această zonă. Și a dat mai mult așa alandala, ca să spun așa. Haideți să mergem și până în spate să vedem ce apă usturoiul. Că da. Tot e mai frumos așa afară și nu prea mai e ud păi rău pe jos. Păi ține tu camera ca să deschid eu ușa. Eu mă duc să iau cheia. Da. Iau cheia și revenim. Am zis că am luat și cheia. Am văzut că a postat Florin Adrian Munteanu. Dacă doriți, puteți să mergeți și la el pe canal. Ne prezintă locuri frumoase din zona lui. Așa că o să vă las un link în descriere. Dacă vă place ceea ce postează, vă puteți abona și la el. Oh. Mă... Plouă. Ne stropește apă după folie. Ia uitați câte ciori. Wow. Cra. A început să se noreze iarăși. Ești ca să nu iasă scubit. Ia uitați ce apă. Hai de mine și de mine, ce frumos arată! Trebuie o plapumă de zăpadă la ceapa asta acum. Da, să o învelească. Aici potecuța, ce s-a format potecuța, perfect! Da, asta este formată doar de căței. Uite câte ciori sunt în spate acolo. Wow! Și usturoiul. E invazie de ciori acolo. Ia uitați și norișorii. S-a înnorat acum. Da. A fost cât de cât bine. A fost soare. Mergem, hai să dăm drumul la... Haide până aici să le arătăm și abonaților noștri invazia asta de ciori de pe terenul ăsta. Ia uitați câte sunt. Mi-aduc aminte când stăm la mazăre să păzim mazărea, să păzim. Noi am pus smerietori pentru ciori,
Și cu toate astea tot veneau ciorile. Ați observat, m-am făcut la ciori aici. Le-am gonit puțin. Așa făceau și la mazăre. Se așezau pe capătul, pe terenul celălalt, în capătul celălalt. Da. Până să ajungi. Mânca mazărea. Până să ajungi în acolo, veneau înapoi. Exact. Deci... Și uite, așa au mâncat ele toată mazărea. La mazăre, fără să-i faci un mic tunel așa, ca să nu poată să ajungă la ea, mai bine nu pui. Da. Mă refer la mazărea asta dulce, pentru consum. Pentru consum, exact. Nu mazărea furajeră, că pe mazărea furajeră n-aveau treabă. Da. Numai pe asta de consum veneau. Păi e frig aici și mi-am uitat căciula în solar. E și curent, că e în câmp. E bine că e cât de cât mai călduț și putem să irigăm și salata mai bine. Da. Să nu înghețe, că așa dacă îi dăm apă... Bine, ea era udă, că am mai udat-o. Dar îi mai trebuie. Mai dăm puțin apă. Dar unde o fi Scubide, nu vine el? E foarte. Scubidu. Ha. Te-ai speriat, nu? Da, mi-am pus gluga în cap că îngheța la cheliuță. Ai. Așa a avut frigerul mașina setată? Da, la fost cheliuță. Setată pe zero. Așa o are frigerul meu mereu, setată pe zero. Așa, setată? Da, uite, la chelii. Hai că ești frumos. E frig. Iubix, avem o fântână arteziană. Două fântâne arteziene. Serios? Da. Aici. Ia dragul meu. Acolo. Ia uite. Wow. Nu, nu, uite aici. Și acolo. Și aici, ha. Uite, hei! Ia uite, asta e chiar drăguț. Da. Bate drept în sus. Ce frumos bate. Și mai avem o fântâniță aici, care bate până în partea cealaltă la margine, nu știu dacă se vede foarte bine. Trebuie să le repari, Ubix. Da, o să le... O să le pun niște mânză aici. Dar nu știu cum să-i facă, e chiar, uite aia acolo, e chiar la doza de picurare, e spate. Da. Sau eventual îi pun ceva, un bolovan de pământ, ceva peste ea, să nu mai arunce așa. Da, și așa. Dar o să facă baltă lângă ea. Și acolo s-a făcut puțină baltă. Ce vreau să vă spun despre capcanele cu bere? În prima și a doua fază, când am schimbat berea din aceste borcanele, pot să spun că am prins ceva. Dar pe urmă, bine, ineficient totuși, că am prins foarte puțin și observam că tot mănâncă la salată. Probabil în perioada rece să nu mai degaje acel miros care îi atrage pe melci, așa că la sfaturile lui Claudiu am luat granule Iron Max pe bază de fier. Și pot să vă spun că într-adevăr își fac treaba și sunt foarte bune, deci nu am mai avut probleme cu melci. Deci nu mai am avut probleme cu melci după folosirea acestor granule. Așa că vă recomand și eu,
puteți să le folosiți cu încredere, sunt foarte bune, Iron Max, le căutați în fitofarmacii sau pe internet, dați comandă și o să vă ajut. Da, noi a trebuit să cumpărăm aceste... În vara, aceste capcane cu bere, am observat că funcționau destul de bine, adică prindeam foarte mulți. Dar acum, nu știu, probabil în sezonul rece, nu mai degaj același miros, nu mai... Bun, ai zis că te duci la scubiță să... Acum fug la scubiță. Să-l filmezi și pe scubiță. La scubiță. Scubi! Ia uitați, avem și un oaspete aici de seamă, pe Bobby. Ce faci, iubire? Ai venit la Scubi? Bobby e prietenul nostru. No, Scubi. Lasă-te. Și el e prietenul nostru, Bob. Nu, no, nu, no, nu. No, no. Ia uitați cât de rău e. E rău, Scubiță. Au! E nebun asta. Scubi, de ce faci așa? Ce v-am, bobicule? Ai scăpat că ai fost legat? Bobby, prietenul nostru, uitați, pe nebunul de Scubi, nu mai prostii face. Vă mulțumim frumos pentru vizionare, cam acesta a fost materialul nostru pentru ziua de astăzi. Nu uitați să lăsați acolo un like, un share, un subscribe. Nu uitați și de canalul lui Cori, merge și la ea. La mine. Abonați-vă, este total gratuit. Da. Apăsați acolo pe toate butoanele, ce să mai. Și pentru salată, v-am zis, pentru melci, la sfaturile lui Claudiu, am luat granule Iron Max și dau rezultate foarte bune, așa că puteți să le folosiți și dumneavoastră. Bun, mulțumim! V-am pupat! Mulțumim, la revedere! Pa! Pa!